Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat marți seară că reprezentanții ministerului pregătesc un material cu cele mai frecvente întrebări legate de înscrierile la creșe, grădiniță și în serviciile complementare de educație timpurie, care vor începe în 27 mai. În curând încep înscrierile la creșe, grădiniță și în serviciile complementare de educație timpurie. Pentru a veni în sprijinul părinților, vom publica în curând un material cu cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de înscrieri, a scris pe rețelele de socializare Ministrul Educației. Potrivit datelor transmise de aceasta, la creșe pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei între 3 și 6 ani. Sunt cuprinși cu prioritate copiii de 4 ani, grupa mijlocie, și copiii de 5 ani, grupa mare, a mai transmis ministrul. Ligia Deca a prezentat și calendarul detaliat al înscrierilor. Astfel, în perioada 20-24 mai se afișează numărul de locuri libere după reînscrieri. Prima etapă de înscriere este între 27 mai și 14 iunie. A doua etapă de înscriere este între 17 iunie și 5 iulie. Între 19 și 29 august se vor face ajustări și se va afișa lista cu locurile care au mai rămas libere.